Încă de la primele ore ale dimineții, nicio unitate de învățământ de pe raza județului Galați nu a primit suplimentul alimentar pentru școlari. În ciuda faptului că reprezentanții Consiliului Județean Galați au organizat licitația, aceasta a fost contestată de firma care motivează că dorește să livreze înlocuitori ai produselor, respectiv brânză topită, biscuiți și napolitane. În urma acestei contestații, probabilitatea ca elevii din Galați să nu mai primească lapte și corn s-a adeverit. Licitația deschisă, pe care noi am organizat-o la jumătatea lunii octombrie, a fost suspendată întrucât societatea RISC a făcut contestații pe data de 29.11. Dacă CNSC-ul ne va da răspunsul astăzi, mâine, poi mâine, din momentul ăsta vom redeschide din nou licitația pentru a asigura în continuare distribuția laptelui și cornului. Pe data de 17 decembrie am încercat să mai facem în paralel o negociere directă pentru a asigura distribuția laptelui și cornului pentru elevi. În acest moment, inspectoratul școlar se află în imposibilitatea de a rezolva în vreun fel problema, ținând cont că aceeași instituție este beneficiar. Beneficiar de produse lapte-corn avem peste 57.500 de elevi și preșcolari. Aici primești și grădinițele și elevii din clasele primare și gimnaziale. Noi nu avem cum să intervenim, noi suntem doar beneficiari. Tot ceea ce înseamnă parte de contractare, de achiziție, se face la nivelul Consiliului Județean. Ideea înlocuirii laptelui și cornului cu alte produse, precum brânză topită, napolitană sau unt cu biscuiți, nu surâde nici conducerii inspectoratului, dar nici cadrelor didactice, care spun că elevii sunt expuși la riscuri de îmbolnăvire. Nici nu este igienic, nici asocierea brânză topită cu napolitană nu mi se pare cea mai fericită. Eu una n-aș mânca așa ceva, nu știu dacă alții ar mânca. Probabil că ei doresc în continuare să ducă în locuitori, dar contractul prevede altceva. Deci ei trebuie să respecte contractul. Untul este mult mai greu de manevrat, de întins pe pâine și atâta timp cât este deja un colectiv, spațiu din clasă, oricând se poate prăfui, deci praf pe bancă. Noi igienizăm, avem spirt, avem șervețele umede, dar nu se poate face treaba asta în fiecare zi. Eu chiar nu sunt de acord, pentru că la un moment dat în cadrul acestui program s-au mai dat brânză topită și unt. În primul rând nu-l luau copiii, în al doilea rând se făcea foarte multă mizerie în clasă, nu de cei mici, ci de cei mari. Îl înșirau pe pereți, îl înșirau untul, brânza topită era în jurul școlii, numai cutii de brânză topită pe care nici măcar câinii nu le mâncau. Acest lapte care a fost cu paiul a fost extrem de bine venit, igienic, foarte, foarte bine era așa. Astăzi copiii n-au primit, au întrebat, doamna, dar lăpticul nostru? N-am știut ce să le spun. Până când lucrurile se vor remedia, copiii vor fi nevoiți să vină cu pachetel de acasă. Dacă mai exista speranța ca elevii să aibă un fruct pe bancă la începutul semestrului 2, lucrurile nu se prezintă foarte bine nici în cazul programului Mere în școli. Procedura de licitare este în desfășurare și se va încheia cel mai probabil în luna februarie.